Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 7 ani. Artistul și-a făcut curaj și a cerut-o pe mama fetiței sale în căsătorie. În curând, cei doi vor deveni soț și soție în fața lui Dumnezeu. Artistul și prezentatoarea de la Antena 1 nu au dat prea multe detalii despre cum va arăta fericitul eveniment. Gina Pistol și Smiley au fost destul de discreți, de-a lungul timpului, în ceea ce privește relația lor. Au împărtășit cu fanii cele mai importante momente, însă, doar atunci când s-au simțit pregătiți. Spre bucuria celor care îi urmăresc și îi apreciază, cei doi au povestit, recent, cum a arătat cererea în căsătorie. Artistul i-a dat inelul blondinei chiar înainte de sărbătorile de iarnă, pe 22 decembrie 2021, când fiica lor avea doar câteva luni. Gina Pistol nu s-a așteptat nicio secundă, mai ales că totul s-a întâmplat într-o zi normală, chiar după ce vedeta îi făcuse baie fiicei lor. Gina Pistol va avea 2 rochii de mireasă și, așa cum este tradiția, iubitul ei nu a văzut niciuna dintre ele. Eu am crezut că dacă am rochia și pantofii totul e gata, a completat Gina Pistol. La petrecerea de nuntă vor fi invitați toți prietenii cuplului, însă despre locația în care va avea loc evenimentul cei doi nu au dat prea multe detalii, vor fi aproximativ 200-300 de invitați. Va fi într-un loc cum ne place nouă, a spus artistul.